Salutare, prieteni! Astăzi un subiect incendiar, așa cum v-am obișnuit, un interviu acordat celor de la Play Sport, unde își petrecea Nicolae Ceaușescu revelioanele și unde a văzut meciul de fotbal, finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 de la Sevilla, când Steaua a câștigat cupa. Salutare, prieteni! Astăzi un subiect incendiar, așa cum v-am obișnuit, unde și cu cine a văzut Ceaușescu finala Stelei din 1986 de la Sevilla, șef de contraspionaj. Nu a văzut meciul acasă, a băut câteva pahare cu vin. V-a spus vreodată întrebarea unde și cu cine a văzut Nicolae Ceaușescu finala Stelei din 1986 de la Sevilla? Performanța Stelei din anul 1986, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, echivalentul Champions League de acum, se datorează într-o mare măsură familiei Ceaușescu. Valentin, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu, a fost unul dintre creatorii și protectorii Stelei din 86. După noaptea istorică de la Sevilla, președintele Ceaușescu i-a primit și decorat pe toți componenții lotului campioanei europene. Să reconstituim momentul consumat în seara zilei de 7 mai 1986 în cartierul Primăverii, astfel încât să aflăm unde a văzut Nicolae Ceaușescu finala izbândei românești. Unde și cu cine a văzut Nicolae Ceaușescu finala? Colonelul în retragere, Dumitru Burlan, acum în vârstă de 82 de ani, a lucrat în direcția a 5-a a securității, cea care asigura paza și protecția președintului Ceaușescu și a conducerii superioare a statului. Dumitru Burlan, personaj consacrat și ca sosia lui Nicolae Ceaușescu, a coordonat și serviciul care făcea contraspionaj pentru familia Ceaușescu. În aceste condiții și cu aceste calități, colonelul Burlan se afla aproape în permanență în preajma președintelui de atunci. Provocarea de a reconstitui seara magică din 1986 l-a surprins plăcut pe fostul colonel de securitate, acum pensionar și autor de cărți autobiografice. Bună idee ați avut, spune. Nu a gândit nimeni să cerceteze unde a văzut președintele statului acel meci. Sunt aproape 35 de ani de atunci, s-au mai estompat amintirile, însă provocarea e tentantă și încerc să vă ajut. Nu a văzut meciul la reședința din Primăverii. Cu siguranță l-a văzut la Club Bazin, așa cum denumeam noi actualul Club Floreasca. Acolo este un salon mai intim, unde se desfășurau astfel de activități de recreere, juca șah, marea pasiune a dumnealui. Cine participa la astfel de activități și cu cine a văzut meciul? Anturajul președintelui în astfel de situații era compus din apropiați, precum Ștefan Andrei, fost ministru de externe, Manea Mănescu, fost prim-ministru, Constantin Olteanu, fost ministru al apărării și Gheorghe Pană, fost primar al capitalei. Andrei și Olteanu erau și microbiști, primul suporter și protector al universității în perioada Craiova Maximă, al doilea apropiat al Stelei. A declarat în exclusivitate pentru PlaySport.ro, cel considerat ca fiind umbra fostului președinte. Mare absentă a serii a fost Elena Ceaușescu. Tot colonelul Burlan își amintește că Elena Ceaușescu nu participa la astfel de întruniri. Dumnezeu nu venea decât dacă era vreo aniversare a lor sau o sărbătoare. Valentin, fiul cel mare al cuplului prezidențial, a lipsit de la întrunire dintr-un motiv logic. Era prezent pe stadion, la meci, alături de steliști, la Sevilla. Nu știu unde au văzut părinții mei meciul. Nu m-am gândit niciodată să-i întreb, deși acum aș fi curios să aflu, ne-a mărturisit Valentin Ceaușescu, singurul membru al familiei care mai este în viață. Ce a consumat Nicolae Ceaușescu la Club Floreasca în seara triumfului de la Sevilla? Colonelul Dumitru Burlan spune: dacă ar fi fost prezentă, doamna Ceaușescu ar fi comandat șampanie Cordon Rouge, preferata dumneaei. Așa, Nicolae Ceaușescu a băut câteva pahare din vinul făcut chiar de el. Avea la reședința de la Znagov o vie pe care o îngrijea și de ai cărei struguri îi se făcea vin din care avea mereu în casă. Nu bea mai mult de câteva pahare din cauza problemelor de sănătate. La fel îi plăcea să stea la grătar și să întoarcă cotletele. A rămas memorabil momentul când Nicolae Ceaușescu i-a chemat pe toți câștigătorii Cupei Campionilor Europeni și a decorat toți membrii lotului. După ce s-a ciocnit o cupă de șampanie, președintele a schimbat câteva cuvinte protocolare cu aspeții
adică proaspeții campioni europeni. Ceea ce a apărut un reproș a fost fraza rostită de Ceaușescu: la ce condiții de pregătire ați avut? Nu trebuia să ajungeți la penaltiuri, trebuia să rezolvați partida în timpul regulamentar. Sensei Florentin Marinescu, antrenorul fizic și psihic al steliștilor în acea vreme, la rândul lui cadru în direcția 5 a securității, a precizat ferm pentru Play Sport: așa zisul reproș a fost o glumă pe care noi o anticipasem. Încă după finalul meciului, euforici, ne spuneam: așa de slab suntem că a fost nevoie să ajungem la penaltiuri? Remarca președintului a fost o glumă. Club Floreasca era consacrat și ca locul unde familia Ceaușescu petrecea noaptea dintre ani. Acolo petreceau revelionul. Masa era organizată în sala mare a clubului, devenit acum restaurant, unde arhitectul Camil Roguschi amenaja o adevărată ferie din brazi, trimiși de ocolurile silvice din țară. Meniul soților Ceaușescu era bazat pe mâncăruri tradiționale, piftie de curcan, sarmale, care erau preferatele lui Ceaușescu, salată de băuf, pui la ceaun. Se bea țuică de prună și vin alb. După ora 2, soții Ceaușescu plecau acasă. Clubul Floreasca era locul de agrement al familiei Ceaușescu. Construit în anul 1949, clubul se află pe actualul Bulevard Eliade, la numărul 1, la câteva zeci de metri de Palatul Primăverii. Clubul marchează zona în care, înainte de 1989, nu mai putea intra absolut nimeni dintre oamenii obișnuiți. Club Floreasca a ars în anul 2010 în proporție de 60% și a fost refăcut. Este compus dintr-o piscină interioară și una exterioară, sală de forță, teren de tenis pe zgură, acoperit, terenul de volei și sală de protocol. Denumit la un moment dat Ilie Năstase, clubul aparține acum RAPPS. Pe sub club Floreasca trece un tunel secret care face legătura cu Palatul Primăverii, reședința prezidențială până în 1989. Tunelul este navigabil și se varsă pe sub club în lacul Floreasca. Astfel, în caz de pericol, Nicolae Ceaușescu ar fi putut fugi cu o barcă în subsolul Palatului Primăverii, direct pe lacul Floreasca. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Ne revedem într-un episod următor.